So, do you want to be a superstar? Un podcast de Robert Bălan, adică de mine. Așa, da? Deci, vedetă voiam să mă fac. De când am început proiectul ăsta, în fiecare zi mi-apar pe Facebook cel puțin 3 articole despre ce înseamnă să fii vedetă, cum să te faci vedetă și toate cuprind chestia asta, bani, faimă, easy life. Adică fix ceea ce visam și eu. Nimeni nu zice nimic despre muncit, despre... Hai să mâncăm, dar încă una singură mă întreb. Are vreo legătură vedetismul cu munca? Că până acum, nu știu, Brad Pitt, Michael Caine, ce vreți, voi, da. Voi ăștia, voi, da, Britney, da, Spears, munceau ca să ajungă acolo. Dar și acum muncesc. Toți vloggerii, influencerii. Dar ne uitam ieri la Pastramă cu, cum o cheamă, Brigitte. Aolo, da. Bă, munceau fățucă în emisiunea aia, adică chiar... Nu că era vorba despre muncă, ei chiar munceau. Da, deci orice... Trebuia să facă ceva, să livreze ceva, să arate ceva, să dea de la ei ceva. În momentul în care era ceva, băi, nu se mai întâmplă nimic, trebuia să dea ceva din casă, ceva, să... Trebuia să facă ceva. Și îi costa sentimental sau costa fizic, să-i costa... Eu mă gândesc cât de greu este să... Spre exemplu, eu am perioade pe Facebook în care postez, perioade în care n-am nicio treabă și, sinceră, nici cu Instagram nu sunt foarte... Da, mă gândesc cum e să fii influencer, să trebuiască în fiecare zi, dimineață, prânz, seară, să ții un ritm ca oamenii aia să te urmărească. Adică chiar mi se pare că e vorba despre muncă. Este. Și în film, și în muzică, și în YouTube, și în... Nu e. Așa. Și în gătit, cum ar veni, paste cu creveți, n-ai cum. Așa că vedetă înseamnă că te plac mulți, dar te și urăsc mulți, adică dublu stres. Nu am dorit niciodată să fiu vedetă. Da, ai reușit eu, să fii. Eu poate egoist, așa, știi? Da, aici în cartier, da, mă știe toată lumea. Din seriale și de-astea, lecții de viață, las fierbinți. Păi, deci ești o vedetă, că asta înseamnă, da, nu? Sigur. Știi ce e foarte tare? Că am avut o perioadă foarte nasoală financiar. Eram cu copilul cel mic, îl plimbam în cărucior pe aici, prin zonă, și mă trezesc cu o clasă întreagă de copii. Și au venit, putem să facem poze cu dumneavoastră, mă. Normal că i-am lăsat, dar în același timp îmi dădeau la câmine, știi, era foarte frustrant așa situația, știi? Eram super vedet. Știu că mi s-a luat dorința asta de a fi vedetă cândva foarte devreme, când eram încă în facultate, în ultimul an, și la un moment dat m-a abordat o gagică pe stradă, da? O gagică, da? Exact una din chestiile alea, că, wow, you are a star, you get girls. Și m-a abordat pe stradă și mi-a spus că m-a văzut în nu știu ce spectacol. Și ce-am făcut? Am îngăimat ceva și am plecat cât am putut de repede. Mi-am dat seama că nu vreau să mă recunoască nimeni, de fapt. Auzi, voi doi ați pățit asta cu să vă recunoască oamenii pe stradă, să... Da, normal. Ca vedete și cum te... Da, normal. Mai ales după lecții de viață. Băi, deci, cea mai tare a fost când m-au recunoscut de la... M-am dus să spăl mașina la spălătorie de lângă bloc și mai fusesem eu înainte de lecții de viață și era, mașina nu era foarte curată, căci când îți duci mașina la spălat, nu este curată. E, a noastră și nu era foarte... Din 2005. Și plin de copii adună pietre, iarbă, plante, fapt, tot ce găsesc, pene, tot. Exact. Și știu când am fost odată, nu mi-a făcut-o, mi-a făcut-o așa de mântuială. Probabil că nici nu puteau să scoată foarte mult din ea să o curețe. M-am dus la spălătorie și eram foarte pornită să întreb dacă ei cumva spală numai și curăță numai mașini curate. Ca să știu, că dacă nu plec.
Și eram foarte pornită și tocmai jucasem într-un episod din ăsta în care eram tot așa una destul de aprigă la vorbă și la comportament. Și m-a recunoscut cel care voia să-mi spele mașina și a zis, scuzați, da, nu, spălăm orice fel de mașină. Dumneavoastră sunteți din lecții de viață? Da, și este real? Adică acolo jucați un personaj sau sunteți chiar... Nu, zic, sunt actriță, acela e un personaj. Ok, deci încurățați mașina sau... Că e foarte murdară, da, o faceți sau... Da, sigur că nu, da, sigur că nu. Și după aia, evident, că în timp ce o spăla și o curăța, o mai tot întreba. Deci, și, deci e un personaj, da? Deci sunteți actriță? Ok. Se întâmplă, dar... Pe mine m-au recunoscut și de la Visuri la Cheie. Cum, mă? M-au confundat cu Bucur. Uneori chiar mă încurcă. De ce? Merg prin tot felul de locuri de-astea, de exemplu în vacanță, știi, nu îmi place să mă duc prin insulele nu știu care, sau pe coasta nu știu care, merg prin camping-uri, am o rulotă cu care merg cu familia și mă tot văd oameni, știi, care mă recunosc, parcă nu se potrivește așa, știi. Deci nu merge, nu merge. Uite la piață, la obor, e ok. Am oamenii mei, ne știm, îmi fac și reduceri, că ai jucat în iau o marfă pe ales, așa. Astea sunt micile beneficii extra. Na, se întâmplă. Și a venit să-și ceară autograf? Mai fiind, dar mi se pare un pic penibil, pentru că nu, chiar nu e cazul, adică să dau eu autograf. Îi scrie Dragoș Ducă. Așa, da. Da, se întâmplă să vrea să facă fotografii. Eu, spre exemplu, când eram mică, îmi plăcea foarte mult de Ștefan Bănică Junior. Și nu înțelegeam asta cu autograf, adică cum adică să te duci să ceri autograf persoanei care... Și ce faci cu semnătura aia? Ce înseamnă? Evident că e vorba de contact, probabil, și na, faptul că schimb două vorbe, faptul că îți lasă... Dar nu, asta cu autograful niciodată n-am înțeles. Și întotdeauna când mi s-a cerut să dau autograf, l-am dat cu drag, dar... Nu dau o mare valoare nici când, adică nu aș vrea să primesc un autograf nici măcar de la... Și eu v-am cerut autograf când eram mică și a jucat la mine atunci. Da. La final. Da, deci nu. Și asta cu fotografiile, da, ok, stăm și facem o fotografie, că ăsta e noul autograf, adică nu se mai cere neapărat autograf, dar faptul că faci o fotografie e ca un fel, da, un selfie. Când eram la actorie, unul din sfaturi a fost că noi, ca actori, nu o să ne permitem niciodată să mergem pur și simplu la supermarket cu o pungă în mână și să cumpărăm chestii banale. La un moment dat am auzit de diversi oameni, vedete, real vedete, în România, care n-aveau niciun fel de fiță. Știam că Dan Perjovski merge cu tramvaiul 32 în Rahova, da? Tramvaiul 32. Și au început să-mi placă tot felul de alți oameni care, chiar dacă sunt vedete în zona lor, n-au niciodată fumuri. Încerc să fiu autentic în ceea ce fac, adică nu pozez. Chiar dacă există, adică când devii public și pozezi. Adică, nu vreau să fiu fățarnic să spun că, domnule, eu sunt așa întotdeauna. Nu, există acest rol jucat puțin, dar încep să-l păstrez într-o limită decentă, adică... No, lucrurile se complică cu tine, într-adevăr, când lumea începe să te cunoască și îți dai seama, mai ales la mine, să-ți dai seama după că eu am și oameni care mă înjură foarte mult, ceea ce e sănătos, te ține în formă, dar ai și oameni care ai cumva, zici, fan grup sau oameni care te urmăresc, te apreciază, te încurajează, unii se mai supără din când în când că nu spui chiar cum trebuie. El e Vasile Ernu, cred că putem zice că este una dintre vedetele culturale de la noi. Dar n-are, domne, aere de vedetă. Brusc m-am trezit într-un circuit din ăsta în care trebuia să vorbesc mult, să fiu invitat peste tot. Eu atunci n-am fost atât de conștient, chiar dacă nu mai eram așa tânăr, ca să zic, nu eram adolescent, eram deja, aveam o vârstă ceva, dar a fost straniu că deodată, dintr-un cer foarte mic, brusc trebuie să dai interviuri multe, apar în presă, în ziare, în televiziune, în radio. Măi, ea e dulce, știi, gloria e dulce așa, numai că ea în general nu durează mult, sau mă rog,
pe urmă te întrebi ce faci, știi, cu toată povestea asta, pentru că ea este și un anumit tip de capital simbolic. Vine și cu un capital concret? Nu eram atât de săraci în perioada aia, că ea a venit și cu un anumit capital, adică în sensul că, ok, niște onorarii, deci ai primit vreo 3 premii, care pentru noi contau atunci. Pe urmă, brusc, am început să-mi fie plăcite textele în presă, ceea ce înainte nici nu mă gândeam. Și lucrurile astea au crescut în timp. Adică cota de scriere, tot soi de onorare, tot soi de... Evident, vorbim de sume mici, dar noi trăim într-o... Am trăit și trăim într-o lume a domeniului nostru în care e destul de prost plătit. Ele au contat, adică, pe urmă, eu cu timpul am încercat chiar să-mi fac din chestia asta un soi de... să trăiesc din asta. Să trăiesc din scris plus lucruri adiacente. Evident, nu doar din scris, pentru că la noi nu poți să trăiești, aproape nimeni nu trăiește doar din scris, dar scris plus presă, scris plus proiecte legate de, adică tot zona asta care cumva, adică n-a trebuit să fac alt tip de munci decât cele care sunt legate de scris și culturale. Și asta cumva mi-a creat un anumit tip de comoditate care mie îmi place, adică prefer să trăiesc cu sume mai mici, dar să lucrez exact lucrurile care îmi plac, știi? Și asta m-a ajutat într-un fel, nu pot să spun că nu. În același timp mi-a creat și multe bătăi de cap, pentru că ai niște opinii publice, pentru că ai și fani și detractori, ai și cei care te înjură mult și asta îți creează o anumită oboseală, pentru că trebuie să o faci constant. Și obișnuiește, adică trebuie să ai un soi de ficați mai tari, trebuie să începi să fii mai, să nu pui pe suflet tot, că faci infarct repede, adică trebuie să privești lucrurile puțin mai detașat. Na, te obișnuiești cu, adică poziția publică în general e cu, în jur e și acest element al negativității care funcționează. Poate cu excepția zonelor, dar și acolo se întâmplă răsturnări de situații, poate că exemplu zonelor cum este filmul sau, hai zice, muzica, unde cumva e mai neutră. Dar și acolo se întâmplă. Cred că în toate domeniile se întâmplă aceste... Pentru că sunt concurențe puternice, sunt... În lumea artistică există multă invidie, ură. Unde sunt orgolii mari, sunt multe frecușuri de acest ordin și ele cred că apar în toate domeniile. Dar în România ce înseamnă să fii vedetă în momentul? La România să fii vedetă înseamnă... Bine, nu pentru mine. Ce înseamnă? Uite la mine, mă. Da, gătești. Exact, nu gătește foarte să... bine. Miroase foarte nu bine. Nu mergem și noi la un restaurant? Nu, vedetă înseamnă să fii recunoscut pe stradă și da, să vrea lumea să facă selfie cu tine. Adică cam atât. Cam asta înseamnă vedetă. Și să te înjure că micuțul a pățit-o. Recent. Te înjure pe stradă, te iei la bătaie cu ei, da, mai, și să apară mai faci un reportaj. Dar mitul ăsta cu... În România vedetă înseamnă bălci. Dar am avut un coleg și prieten care a fost vedetă 2 ani. Cum și acum nu mai e. Cine? A, da, am avut mulți colegi care au fost vedete. Da, ce, da, unul a fost super șmecher. 2 ani sau 3 ani. Vedetă de serial, nu? Da. Și după aia, gata. Adică poți să fii și pe termen scurt. Dar mitul ăsta cu faimă, bani, viață ușoară, mai are vreun sens acum? Cam asta înseamnă, dacă e vedetă, e Brad Pitt care stă doar în piscina. Ia, cum e? Da, da, da. Nu, dacă ești vedetă, da, cred că vin și... Nu, nu e un mit. Eu cred că vin și banii la pachet. Ah, cred că acum antreprenorul acaparează toată partea asta cu bani. Vedetă nu mai înseamnă neapărat să ai și bani. Adică arăți că ai bani, poate, ca vedetă, poți să arăți niște chestii așa, dar nu înseamnă că cumva în 2021 vedetă înseamnă că poți să-ți vinzi imaginea... Da, nu, vedetă e ce ați zis voi acolo, că poți face un selfie, că poți să-ți asociezi imaginea, că poți să vinzi pentru cineva ceva, pe tine asociat produsului ăla, dar cam asta. Adică mie mi se părea că vedetă pe bune și singurele vedete care au fost în România erau alea la ProTV, când era ProTV-ul foarte sus. Prima reacție am avut de la copilul meu, că asta e foarte interesant. Mie mi s-a părut când mergeam cu el, era mai mic și el a început să reacționeze puțin dur la faptul că mă opream prea des prin oraș să vorbesc cu unii alții și el spune dacă mai ești cu mine,
și te mai oprești așa cu toată lumea să te vorbești, înseamnă că nu ești prietenul meu sau ceva de genul ăsta. Adică el a reacționat urât la chestia asta și trebuia să explic. Uite, tată, mă cunosc cu oamenii ăștia, e frumos să, dacă te salută, să-i saluți, dacă vrea, nu te-ai văzut de mult, trebuie să schimbi niște vorbe, chiar dacă unele sunt ritualice, salut, ce mai faci, cum îți merge, dar trebuie să petrești timpul ăsta. Și el asta nu înțelegea, acum e puțin mai detașat, dar uneori mă întreabă, tu ești cunoscut? Sau, adică copiii foarte devreme, din cauza, cred că din cauza mediilor, și nu doar a mediilor, există acest mic sindrom al VIP-ului sau, mă rog, la al meu e fotbalul merge și atunci, urmărind fotbalul, evident că știe care sunt VIP-urile centrale în fotbal, ei mimează după anumite VIP-uri pe care le placă, nu știu, să-și facă frezele ca fotbaliștii pe care îi admiră și au chestia asta, există nebunia asta acum cu posibilitatea de a filma, de a te mediatiza și mai departe. Bine, al meu că e destul de mic, 10 ani, încă nu a dat de sindromul ăsta, dar văd că îi urmăresc între ei. Adică ei știu cine sunt personajele care deja în mediile, foarte devreme, culmea, intră tot soi de medii din astea, TikTok, vlogger și mai departe, pe care încep deja să-i urmărească. Chiar propria poziție mea, o ironizez de multe ori, ironizez poziția de vedetism, în general, evident că lumea te percepe, te vede și critică anumite, zice, a, bine, tu te dai cu țărane, dar tu, de fapt, știi, adică, și nu poți ascunzi, zici, da, am o poziție în care ea e câștigată prin diverse situații de viață, unele mi-aparțin mie, unele sunt contextuale, multe lucruri te-a împins, realitatea, societatea, ce ai făcut și mai departe în situația asta. Dar, într-adevăr, îmi place genul ăsta de joc anti-vedetism, care cumva mă regăsesc și mă simt mult mai bine. Tot e să ai haine care să meargă și când cazi jos și să se țină bine. Și cum e o vedetă care merge cu troleibuz? Cum e o vedetă care merge cu troleibuz? E un citat celebru de la o altă vedetă care a zis că ea n-ar putea merge niciodată cu troleibuz. A, serios? Nu, eu mă simt foarte bine. Mă ajută foarte mult, adică eu mă încarc foarte mult din genul ăsta de viață. Te recunoaște lumea? Da, te mai... se întâmplă să te salute, se întâmplă să... pe unii îi cunoști, pe alții nu-i cunoști. Eu, uite, odată când lucram, am mai lucrat de câteva ori la crâșmă. Odată știu că am vorbit la universitate, la doctoranți și masteranți și pe urmă am dus și am lucrat la bar și au venit studenții și m-au văzut la bar, nu le veneau să creadă, spune, domnul Iernu, dar dumneavoastră și trebuie să le explic că nu e nicio contradicție, adică poți face una și alta, pentru ei în cap era clar, dacă vorbești la universitate n-ai cum să faci munci, cred că chiar mă turam sau ceva, adică făceam ceva, știi, și a fost așa pentru ei un șoc. Dar cea mai plăcută asta când a venit cineva și mi-a cerut o bere și un autograf cu carte. Și asta a fost frumos, m-am simțit așa, cumva, știi? Dar, na, asta sunt lucruri care se întâmplă. Când lucrezi în mediile astea, ți-e mai întâmplă. Dacă te duci într-o orășel mic la țară, nu o să te salute bine și o să te simți și tu normal. Și acolo o să spui că, dar eu sunt scriitor, spune, ce? Tu te mai lasă, ne-mi place. Mamă, nu pot să cred că ai făcut o oală întreagă. Păi să fie pentru toată lumea, nu? Chiar și pentru vedete. Vreau să fiu actriță. De ce? Pentru că așa vreau eu. Așa am vrut și eu. Dar eu te cam ajuns autor de podcasturi acum. Date oficiale. Do You Wanna Be a Superstar? Este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Au participat în episodul 4 Vasile Ernu, Carmen Florescu, Virgila Ioanei, Daria Armin Alexandru, Margit Olteanu și, bineînțeles, creveții din Tigare. Visuals, Liliana Basarab. Un proiect de Robert Balan, adică de mine. Hai frate, iar s-aude salvarea, dă-o încolo!